siis kyllä myös pitkä vuoden ajan. Edet. Океларис код, да. Океларис да. Окей. Bine, stimați colegi. Este ora 11. Onorată asistență, stimați reprezentanți mass media, vă salut la Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova. Astăzi suntem la un eveniment mult așteptat de mediul de afaceri din țara noastră. Este momentul când lansăm depunerea cererilor pentru expoziția Fabricată Moldova 2023. Pe parcursul ultimilor 2 ani, din păcate, 2021-2022, din condițiile de pandemie, de război în Ucraina, Camera de Comerț și Industrie n-a organizat cea mai importantă expoziție din țară, expoziția Fabricată în Moldova. Acum, cu suportul și cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, sub patronajul căruia se sprijină această expoziție, dar și cu suportul partenerilor noștri, este vorba despre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în țara noastră, anunțăm lansarea înscrierii la expoziția Fabricată în Moldova. Această expoziție va fi la cea de-a 20-a, la cea de-a 20-a ediție, o ediție jubiliară, o expoziție prin care încercăm să susținem și să promovăm producătorul autohton. Experiența din anii precedenți denotă un interes sporit a companiilor din țara noastră, dar și a consumatorilor, a populației noastre, față de această expoziție. Să luăm niște date statistice care le-am avut anterior. Dacă în 2017 la această expoziție au participat 317 companii, atunci în 2020 la ultima expoziție am avut 460 de companii participante. Dacă în 2017 am avut 40.000 de vizitatori, atunci în 2020 61.500 de vizitatori. Eu îmi cer scuze, o să fac o mică pauză, vreau să rog domnul secretar de stat să vie aici lângă mine, doamnă, vă rog mult. Partenerul nostru, Ministerul Agriculturii, vă rog mult, vă salutăm. Nici o problemă, luați loc aici. Unii aici. Este... Da, veniți aici lângă mine, cumva. O să încăpem, o să încăpem, veniți aici lângă mine, dar o să încăpem toată lumea. Este un lucru binevenit că sunteți alături de noi. 61.000, cum am zis, de vizitatori am avut în 2020. În acest an ne propunem, onorată asistență, să avem două pavilioane în care vor fi amplasați producătorii autohtoni. Din păcate, pavilionul 3 al Centrului Expozițional Moldexpo este ocupat cu refugiații care sunt din Ucraina și ne propunem să avem aceste două pavilioane, pavilionul central și pavilionul numărul 2, în care în pavilionul numărul central și numărul 2 vom avea departizarea următoare. Agroindustrial și agricol, produse alimentare, băuturi vor fi în pavilionul central. În pavilionul numărul 2 vor fi domeniul industrial, textile, mobilă, mărfuri de larg consum, dar și brandul nostru din inimă, pe care îl promovăm aici în țara noastră. Este vorba despre produsele textile, produse autohtone. La fel, ca și în anii precedenți, autoritățile publice locale din țara noastră vin cu suportul pentru agenții economici din teritoriu, care vor fi amplasați la fel în pavilionul central și deja avem solicitări din partea Consiliului Raionale din Hâncești, Leova, Nisporeni, Călăraș, Criuleni, Ungheni, Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, Raionul Florești, Fălești, Edineț, deci peste 20 de consilii raionale vor veni cu stand comun a producătorilor din aceste regiuni. Ce ne propunem pe perioada desfășurării expoziției? Mai întâi de toate vreau să anunțăm cei care ne urmăresc acum că expoziția va începe pe data din 1 februarie
2023 și se va încheia pe data de 5 februarie 2023 în cadrul tradițional Centrul Expozițional Mold Expo, strada Gheoceilor numărul 1. Și pe această ocazie vreau să aduc sincere mulțumiri membru Camerei de Comerț și Industrie Centrul Expozițional Mold Expo pentru toată deschiderea care o are pentru producătorii autohtoni. În această perioadă de care am vorbit mai sus, sunt trei măsuri de bază. Expoziția propriu-zisă, programul de afaceri și programul cultural. După cum am menționat, preconizăm în cele două pavilioane cu o suprafață deci, de 2800 de metri pătrați spațiul expozițional să amplasăm peste 300 de agenți economici. La fel vom avea și expozanți care vor fi în afara deci, pavilioanelor, în corturile organizate către Camera de Comerț și Industrie pentru cei care pot să se expună cu anumite produse în afară. La fel, preconizăm să avem peste 50.000 de vizitatori, dar cu siguranță vor fi mai mulți. Care este noutatea în acest an? Preconizăm deja și suntem în discuții cu companii care vor fi pentru prima dată la această expoziție. Deja peste 40 de agenți economici și-au manifestat dorința de a participa la acest eveniment. Deci, producători noi, companii care vin cu noutăți pe piața locală. La fel, o noutate în acest an este suportul consistent care vine pentru domeniul agroalimentar. Deci, aici îl avem astăzi alături de noi pe secretarul de stat în domeniul respectiv, domnul Șerban, care reprezintă Ministerul Agriculturii, cu suporturi pentru domeniul respectiv. Vrem să scoatem în evidență sectorul dat. La fel, o noutate va fi și un for internațional pe domeniul respectiv, agroalimentar, în speță pe domeniul vitivinicol, la care vor participa producători din 7 țări, este vorba despre România, Italia, Spania, Belgia, Franța, Polonia, Turcia. La fel, ca și în anii precedenți, Camera de Comerț și Industrie deja a lansat invitații către partenerii noștri externi și avem confirmări a delegații din mai multe țări, peste 8 la număr, cu delegații oficiale care vor veni să viziteze standurile producătorilor autohtoni. Și aici vreau să scot în evidență partenerii noștri tradiționali. Este vorba despre România, Italia, Spania, Belgia, Egipt, Polonia, Turcia. Chiar astăzi m-au sunat colegii noștri, chiar dacă sunt în război, cei din Ucraina vor veni cu o delegație de oameni de afaceri. Ceea ce ține de programul de afaceri. Programul de afaceri vor include întâlniri bilaterale, forumuri de afaceri cu țările de care am vorbit mai sus, cu oamenii de afaceri din țările care am menționat mai sus. La fel vor fi seminare, training-uri, mese rotunde cu suportul partenerilor noștri externi. Este vorba despre GIZ, USAID, alți parteneri care vin cu programele de suport pentru companiile autohtone. La fel vor fi întruniri și discuții, mese rotunde cu autoritățile publice din Republica Moldova. Este vorba despre AIPA, ANTA, ODA, CNAS, AGP și alte instituții publice care, iarăși, după cum am discutat și anterior, la început de an, toate autoritățile publice, după aprobarea cadrului normativ legal pe diferite domenii, vor veni cu noutățile care sunt aici, și domeniul fiscal și nu numai. Acesta va fi pe parcursul zilelor de expoziții, cât la Mold Expo, atât și la Camera de Comerț și Industrie, dar și în alte locații pe care vom informa suplimentar pe dumneavoastră. Iar cum o expoziție fără program cultural? Vom avea ansamblu de amatori din diferite raioane, a raioanelor care sunt numite de mine mai sus aici, programe diferite care să vină într-o susținerea producătorilor autohtoni. Iar pentru vizitatori vreau să îi informez că în perioada 1-5 februarie deja am avut discuții cu autoritatea publică locală, vom asigura transportarea deci vizitatorilor la centrul Mold Expo astfel încât să poată vizita și să vizioneze și să viziteze standurile colective și individuale ale companiilor autohtone.
De ce încă o dată vreau să aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri de dezvoltare, partenerilor noștri din cadrul ministerilor și departamentelor autohtone, dar nu în ultimul rând, stimați prieteni și partenerilor noștri mass media. Vreau să vă informez că în acest an, ca niciodată, avem foarte mulți parteneri mass media care sunt alături astăzi de noi, care vor susține și vor promova acest eveniment, dar cel mai important vor susține și promova producătorul autohton. Companiile autohtone care au mii de angajați, care asigură această dezvoltare continuă a Republicii Moldova. Sincer, mulțumim colegilor de la Agrobusiness, AgroTV, TVR Moldova, RTR Moldova, Realitatea, Privesc Eu, NTV Moldova, News Market, My Business, Diez și celorlalți care vor dori să se apropie și să se alinieze cu noi în promovarea și susținerea producătorului autohton. Încă o dată vreau să menționez că partenerul nostru în desfășurarea acestui eveniment este și patronul este Guvernul Republicii Moldova, dar un suport special vom avea din partea Ministerului Agriculturii și Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Vreau să-i ofer cuvântul domnului secretar de stat, dacă dorește să intervină cu un cuvânt de salut și după aia cu colegii de la ODA. Da, cu mare drag, domnule președinte, mersi foarte mult. Este foarte important atunci când noi vorbim deja de 30-31 de ani de independență, este important că noi avem producție deja autohtonă pe diferite capitole, pe diferite aspecte. Deci vorbim de agricultură, vorbim de mobilă, vorbim de IT, vorbim de... Deci câtuși de cât Republica Moldova are niște rezultate pe partea de producere. Este foarte important acest eveniment, dacă vorbim de Fabricata Moldova. Fabricata Moldova, care este constituit din 2002, deja este cât de cât o vârstă, dar pe de altă parte este regretabil. Este regretabil că noi nu punem un accent sporit pe responsabilitate, nu punem un accent sporit pe deci solidaritate. Fără aceste aspecte, este foarte puțin probabil că toate evenimentele, tot lucrul și rezultatele scontate care le avem noi, deci nu vor fi nici de cum îndeplinite. Acolo unde nu există responsabilitate și solidaritate, deci nu putem vorbi de ceva rezultate. Vorbim o leacă în rimă, dar este ceva corect. Într-adevăr, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Agriculturii, dacă vorbim de partea agroalimentară, va susține în continuare atât producătorul autohton, cât și evenimentele respective. Pentru noi este foarte important ca acei producători care s-au lansat în agricultură, în industria alimentară din agricultură, deci în exporturile cu produse agroalimentare, deci ca ei să obțină rezultate, ca ei să fie vizibili, ca ei să fie promovați. Și da, acest eveniment este unul destul de bun și dacă vorbim Fabricată în Moldova, este o oportunitate ca noi să-l dezvoltăm și în afara țării, prin intermediul reprezentanților noastre a ambasadelor, că noi putem să producem foarte mult, foarte gustos, foarte calitativ, după aspect, după gust, culoare și așa mai departe. Dar este nimic atunci când noi nu putem comercializa. Iată, această latură noi trebuie să o dezvoltăm foarte mult. Și cum am început vorba că guvernul va continua să susțină sectorul real al economiei, în care ne încadrăm cu toții, deci cei pe partea de agricultură și industrie alimentară. Deci noi, prin politica noastră de subvenționare, vom continua să subvenționăm eforturile, investițiile producătorilor agricoli. Vom subvenționa în continuare participările la diferite evenimente de promovare a producției autohtone. Vom subvenționa în continuare și vom pune un accent sporit pentru industria alimentară, deoarece noi vorbim de o țară preponderent cu o populație foarte mult, deci peste 50%, care este antrenată în sectorul agricol. Și vorbim de exportul de producție materie primă, ceea ce este pentru noi nu prea bun, ba deloc bun. De aceea noi ne axăm pe faptul ca să dezvoltăm industria alimentară, să ne reorientăm pe exportul de producție finită, pe producție deja procesată. Vrem nemijlocit să dezvoltăm sectorul zootehnic din Republica Moldova, deoarece este indispensabil de ceea ce numim noi cealaltă parte a agriculturii, pe partea vegetală.
Deci, deoarece noi vorbim de calitatea solului, vorbim de proprietățile solului, vorbim de urmașii, urmașilor noștri, așa cum este, că trebuie să le lăsăm ceva. De aceea, toate acțiunile noastre, dacă nu vor avea o sinergie producător, administrație publică, organizație non-guvernamentală, mass media, care este a patra putere în stat, care este un element foarte important în acest segment de promovare. Deci dacă nu vom avea o sinergie clară și un scop bine definit și să fie comun, deci noi nu vom putea să obținem careva rezultate. De aceea, da, eu îndemn și din partea Ministerului vă asigur că este același îndemn, din partea Guvernului este același îndemn, să promovăm producția și producătorul nostru autohton, indiferent din ce segment îl faci parte. Mă refer la agricultură, dar vorbesc și de celelalte, deoarece toate sunt importante pentru economia națională. Îndemnăm pe toți ca să promovăm acești producători autohtoni, să consumăm producția autohtonă, să promovăm și peste hotarele noastre, fără a aștepta careva, nu știu, fără a avea careva scopuri de a obține ceva. Deci noi când plecăm peste hotare, întotdeauna suntem deprinși ca să ducem ceva prezent. Prezenturile respective, desigur că trebuie să caracterizeze țara, trebuie să caracterizeze laturile țării care sunt mai importante și mai vizibile, cu niște rezultate bune. Și ne dorim foarte mult ca celui care îi oferim un prezent, el să fie mulțumit, satisfăcut și să țină minte pe o perioadă mult mai lungă. Deci despre ce țară este vorba și despre dumneavoastră care i-ați oferit aceasta. De aceea noi trebuie să ne susținem reciproc și mă întorc iarăși la responsabilitate, solidaritate și, deci, de ce nu, menținerea scopului comun și, deci, fără a, deci, necondiționat să facem aceste lucruri. Eu vă mulțumesc și vă asigur că Ministerul Agriculturii va fi în continuare alături de evenimentele care ne-au mijlocit, ajută producătorul autohton și va fi în continuare spre investițiile care le oferă producătorul, care le face producătorul autohton. Deoarece noi, dacă vorbim de 1,75 miliarde care au fost acordate prin politica de subvenționare, pe de cealaltă parte să vorbim de aproximativ 5 miliarde de lei care au fost investiți din partea producătorilor agricoli. Și acești bani rămân în țară, acești bani trebuie să dezvolte producția, acești bani trebuie să ne asigure securitatea alimentară, acești bani trebuie să ne asigure o dezvoltare economiei, trebuie să ne asigure ocuparea, deschiderea noilor locuri de muncă, menținerea acestora, ridicarea calității vieții, ridicarea calității vieții la nivel de localități rurale. Deci dezvoltarea infrastructurii, spitale, deci medicina, învățământ și așa mai departe. Deci noi vorbim de economie reală, noi vorbim de economia care formează bugetul național și de politicile care le duce statul pentru a dezvolta societatea noastră și pentru a ne păstra și de a dezvolta acest renume a Republicii Moldova. Că peste hotare, producția din Republica Moldova este catalogată ca și calități gustative, mai ales, la un nivel foarte înalt. De aceea noi trebuie să depunem cu toții efort ca să menținem această poziție și să o dezvoltăm în continuare. Deoarece avem toate șansele ca producția noastră să fie regăsită pe rafturile, în piețele din țările Uniunii Europene. Deci avem toate șansele. Mersi mult! Da, mulțumim, domnul secretar. Într-adevăr, onorată asistență și cei care ne privesc, este foarte important să susținem și promovăm producătorul autohton. Expoziția fabricată în Moldova, încă o dată, pentru cei care doresc să participe, sunt numai cu produse de origine moldovenească. Este important, încă o dată, să susținem cei care produc bunuri și servicii în Republica Moldova. Unii din cei care susțin producătorul autohton prin diferite programe este Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Republica Moldova. Rebranding care a fost la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorilor Mici și Mijlocii, numai rebranding, dar reconvenționarea acestei instituții și cu programele noi care au venit partenerii noștri sunt foarte importante pentru antreprenorii noștri, în speță întreprinderi mici și mijlocii. Și cu siguranță și pe viitor ei vor fi alături de noi. Mai mult că atât, ei au fost primii care au zis când putem să organizăm această susținere. Alături de noi, stimați prieteni, este doamna Rudica Crudu, șef de direcție în cadrul ODA, care va veni cu informații mai mult pentru cei care ne privesc și care doresc să participe la acest eveniment important. Doamna Rudica, vă rog.
Mulțumesc, stimate domn președinte, stimate domn secretar de stat, stimată audiență. În primul rând vreau să menționez că Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului salută și încurajează și susține organizarea expoziției fabricate în Moldova 2023, aflată la o așa frumoasă ediție, 20 de ani. Vreau să spun că necesitatea unui astfel de eveniment este relevată de toate crizele care astăzi au emers în țara noastră și cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii. Iată de ce considerăm oportună organizarea unei astfel de expoziție, pentru că acest lucru va permite întreprinderilor mici și mijlocii să-ți promoveze produsele sale, dar totodată să beneficieze de acel program de afaceri care l-am văzut în conceptul conferinței, expoziției, apreciez foarte mult. Vreau să spun că Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în perioada 17-19 noiembrie a organizat o expoziție similară, Antreprenor Expo. Am avut și noi același concept și combinarea programului de afaceri cu expoziția ne-a demonstrat nouă că dau efecte mult mai mari decât doar o expoziție simplă și vreau să vă felicit pentru acest lucru, domn președinte. Parteneriatul dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Camera de Comerț și Industrie nu începe astăzi. ODIM a fost alături de Camera de Comerț în organizarea și edițiilor anterioare. Și instrumentul prin care suntem alături de Camera de Comerț în organizarea expozițiilor este instrumentul de subvenționare a participării IMM-urilor la expoziție. Și de data aceasta venim cu același suport prin care oferim suport de rambursare a cheltuielilor tuturor IMM-urilor care vor participa la expoziție. Este vorba despre 100% taxa de participare, dar aceasta nu trebuie să depășească suma de 3.000 de lei fără taxa pe valoare adăugată și mai venim cu rambursarea a 50% din cheltuielile suportate pentru amenajarea spațiului expozițional. Aici avem o plafonare, nu poate fi această rambursare subvenționare mai mare decât 5.000 de lei, iarăși ca și în cazul taxei de participare fără TVA. Încurajăm toți antreprenorii să participe, aveți program, aveți cadru, ODA vine cu subvenționarea acestor cheltuieli și îndemnăm toți antreprenorii să beneficieze de această platformă de promovare, să valorifice acele oportunități de rețea pe care le oferă expoziția fabricată în Moldova 2023 și suntem, ca și colegii noștri de la Minister și Cameră, suntem alături de antreprenori pentru să-i susținem în aceste clipe de loc ușoare, aș spune eu, să-i promovăm, să-i ajutăm ca să-și creeze acele legături și parteneriate, inclusiv pentru a ieși peste hotarele țării. În contextul ceea ce a menționat domnul secretar de stat, vreau să menționez că actualmente lucrăm la dezvoltarea unui nou program, programul micilor producători, tocmai care țintește inclusiv producătorii agroindustriali, care încă nu sunt suficienți, să spunem așa, de puternici ca să iasă pe piața locală sau pe piața internațională. Iată de ce venim curând cu mai multe detalii inclusiv despre acest program. Da, vă mulțumesc, doamna Crud. Într-adevăr, suportul care vine din partea ODA este un suport consistent, care practic în marea majoritate a cazurilor pentru IMM-uri acoperă până la 100% din cheltuieli, ceea ce este un suport extraordinar. Câteva lucruri deja tehnice pe care vreau să le spun celor care doresc să participe. Mai întâi de toate, începând cu ziua de astăzi, puteți depune solicitări de participare la acest eveniment. Cererile vor fi primite până pe data de 15 ianuarie 2023. Principiul este primul venit, primul servit. Deci, de aceea, vă rog mult să nu lăsați lucrurile de azi pe mâine, dar să contactați colegii de la
direcția respectivă a Camerei de Comerț și Industrie, și anume Direcția de Evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziții, pentru a depune solicitările respective, care o să vă ghideze pe tot parcursul perioadei. Este prima. Ce ține de organizare? La fel, în cadrul direcției respective, veți găsi programul, inclusiv și programul de afaceri la care puteți deja să vă înscriți, sau inclusiv să vedeți cu delegațiile străine când va avea loc forurile de afaceri sau întâlnirile bilaterale. Mai mult ca atât, puteți să depuneți solicitări de întâlniri cu ce participanți îți doriți să aveți întâlniri sau cu ce rețele sau pe cine doriți să vizitați. La fel, deja noi suntem în discuții cu universitățile și instituțiile de învățământ, cum ar fi colegiile, pentru organizarea vizitei tinerilor noștri de la instituțiile respective, pentru a vedea ce fac companiile noastre, ce produc, ce servicii oferă. Și vreau să închei prin a anunța sloganul care va fi în acest an al acestui eveniment. În speță am lăsat pentru cei care ne privesc un slogan simplu, dar știți așa, din tot sufletul pe care vrem să-l adresăm. Fabricată Moldova, fabricat pentru tine. Deci, încă o dată, fabricată Moldova, fabricat pentru tine, cetățean Republicii Moldova, dar și cei care sunt vizitatorii noștri. Vă așteptăm la acest eveniment. Vă mulțumim și dacă sunt întrebări de la presă, cu plăcere vă răspundem. Dacă nu sunt, vă mulțumim pentru susținere, suport. Urăm tuturor sănătate și pace. Sănătate și pace. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră. Sunt un ceas bun.